În fața unui meci la capătul căruia putea ajunge pe loc de play-off, echipa buzoiană a avut o primă repriză lipsită de prospețime în fața unor adversari care s-au apărat bine. Chiar dacă în a doua repriză s-a văzut o schimbare în jocul Gloriei, echipa lui Mihalcea n-a reușit să marcheze, iar partida s-a terminat cu o remiză albă 0-0. În ultimul minut al prelungirilor, atacantul Vale Alexandru a fost la un pas de a aduce victoria, dar a ratat din careu. Au un meci tensionat, un meci iarăși cu abordare proastă noastră, am intrat foarte timurați, o primă repriză proastă, fără pic de atitudine. Și numai pe asta am marjat pe atitudine și pe dezvoltura de a juca. Al doilea l-am controlat, dar l-am controlat haotic și chiar și așa puteam să înscriem. Da, nu... Cum se explică jocul elevilor? Destul de greu acum să vă spun cum se explică, dar... vom avea un răspuns zilele următoare. Suntem poate prea tensionați de obiectivul impus și de faptul că am fi putut, după un meci câștigat, să ajungem în play-off. Plus decizii proaste luate în momente cheie. Sunt multe scuze, dar noi n-ar trebui să ne gândim la asta, dar ar fi trebuit să avem o atitudine și să arătăm că suntem superiori pe teren. Astăzi nu cred că am arătat. Va fi foarte greu să ne atingem obiectivul dacă vom continua cu această atitudine, a avertizat Mihalcea. Știam că e o echipă care încearcă să joace fotbal, să construiască de jos. Am vrut să punem presiune pe ei, dar nu am reușit. N-am reușit, de fapt, nimic din ceea ce ne-am propus în prima repriză. În a doua repriză am avut câteva acțiuni mai periculoase, dar... Nu îmi explic totuși de ce această tensiune în ei și de parcă frica de a juca fotbal. Adică am jucat contra Botoșanului și am avut o dezinvoltură, poate și pentru că n-a contat extraordinar sau nu conta în campionat. Și astăzi nu, ne va fi greu dacă nu înțeleg lipsa asta de maturitate a multora, ne va fi greu să ne atingem obiectivul. Situația Gloriei este cu atât mai grea cu cât săptămâna viitoare urmează deplasarea la Galați cu Oțelul, o formație nou promovată, dar care sub comanda lui Dorinel Munteanu este pe podiumul Ligii Secunde.